Sunt zile decisive pentru ministrul sănătății după scandalul uriaș care a izbucnit la Spitalul Sfântul Pantelimon. Potrivit unor surse din interiorul PSD, Alexandru Rafila este așteptat să prezinte un plan concret de măsuri în această săptămână, asta pentru a nu-și pierde funcția. Deja PSD se teme că va deconta electoral acest scandal, având în vedere și faptul că se apropie momentul anunțării candidaturii lui Marcel Ciolacu la prezidențiale. PNL nu a ratat ocazia să îl atace deja dur pe Ciolacu pentru că nu l-a demis pe Rafila și cere încă de săptămâna trecută remanierea ministrului sănătății.